3 luni credeam că nu pot să-i scot sisteme la mașina asta. Cât de clișeic sună, în Germania chiar numai bătrânei le conduc. Băgam 800 de lei la 3 zile. Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Suntem aici cu Robert. Salut! Suntem direct în mașină, direct în mers. Într-o mașină specială, de altfel o mașină pe care rar o vezi pe străzi, cel puțin în România. E pe bune, adică... Da, nu, sunt... Eu țin minte una singură pe care am văzut-o. Nu, 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 sunt. Am... Imaginează-ți că am un grup de WhatsApp doar cu mine, unde efectiv am toate mașinile salvate, toate pozele cu toate mașinile din România salvate. Cam câte sunt cu aproximație? Nu vreau să vorbesc prostii, dar nu cred că sunt mai mult de 20. Păi și nu era... Și hibride nu cred că sunt mai mult de 5-10. Asta maxim. Zic, eu ce am văzut nu cred că era hibrid. Păi da, oricum de asta mi-a și cumpărat-o, că nu sunt. Dar până una alta nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Nu uitați să-i dați un follow pe Instagram și lui Robert. Postează niște videoclipuri și niște poze super, super tari cu mașina. Aveți profilele de Instagram atât pe ecran, cât și în descriere. Este adevărat că foarte multe persoane aleg varianta second hand atunci când vine vorba de schimbarea mașinii. Odată cu această alegere, vin și anumite riscuri, cum ar fi un istoric al mașinii nu tocmai curat. De asta este bine să verifici mașina dorită prin Car Vertical înainte de a o achiziționa. Cum? Nu știi ce este Car Vertical? Ei bine, este platforma ce îți oferă acces la o mare parte din istoricul unei mașini. Nu uita, folosește primul link din descrierea acestui clip alături de codul ABR și beneficiezi de o reducere de 20% la raportul Car Vertical. Pur și simplu introduci seria mașinii respective și îți va fi generat foarte rapid un raport. Din păcate, mulți vânzători ascund trecutul mașinilor. Folosind un raport Car Vertical, mașina este verificată în peste 25 de țări, astfel poți afla dacă a suferit daune, dacă a avut kilometri dați înapoi, a fost folosită pe post de taxi sau chiar dacă a fost furată. Pe lângă asta, în funcție de informațiile disponibile, poți vedea chiar și poze cu daunele suferite. Pentru a evita o eventuală țeapă, vă recomand să verificați mașina dorită prin Car Vertical. Folosește primul link din descrierea acestui clip alături de codul ABR și beneficiezi de 20% reducere la raportul Car Vertical. Sună bine, nu? Bring the party.
Lexus LC500H, o mașină specială, adică dacă ați ascultat piesa și ați văzut bineînțeles videoclipul, a apărut în videoclip. N-o să fiu ca ei, în spate las doar urmă. Cum fac să fie bine, mereu ăsta-i misterul. Și schimb culori des, cum schimbă lumea caracterul. Am făcut mereu și am neapărat să facem un vlog, fiindcă mi s-a părut o mașină foarte, foarte interesantă. Este un model care îmi place foarte, foarte mult. Îmi plăcea modelul acesta dinainte să-l văd în realitate. Chiar și eu mă uitam ce mașină ți-ai putea cumpăra în așa fel încât să fie rară, să n-o vezi peste tot pe stradă. Da, dar să știi că în momentul în care mă uitam să o cumpăr, toți erau super, super sceptici. Da, îți dai nimeni seama. Nu, toată lumea zicea că ce e. Pe principiu, inclusiv ai mei erau mari hateri. Inclusiv frai mei zicea că am scaune de autobuz, dacă mai ai ceva. Dar stai foarte bine. Știu, nu, sunt bucket-uri, sunt super ok. Dar na, și pe poze nu arată așa de bine. E nu, foarte bine, sunt poze, nu arată așa de bine. Da, e total altceva realitate. Da. Da, îmbină oarecum sportivitatea cu luxul, nu știu. A, da, păi e un Grand Coupe, până la urmă. Mai puțin sportivitate, mai mult lux. Că da, sportivitatea nu e așa bună, dar e ok. Premium peste tot, oriunde te uitai. Da, da, ele nu. Peste tot, carbon pe praguri. Net superior Mercedes, e mult peste Mercedes. Da. Alcantara pe uși, adică e total altceva. Din toate punctele de vedere, e total altceva. Da. E spate, da. Deci noi acum suntem cu toate off, nu? Nu. Nu? E tot pus. A, tot pe bune? Așa pleacă cu toate puse? Da, nu, e prima treaptă acum. A. Acum e prima treaptă scoasă și... Cum e MDM-ul la M. Semi. Da. Pleacă, dar la un moment dat taie. Îți taie când simte că... Da. Dar fii atent cum... Wow, ce frumos e pe vară. Chiar da. Acum ai totul scos. Deci ce tare, ți-a apăsat pe manetă, în capătul manetei. Da, dar mi-a luat, cred că 3 luni să-mi dau seama cum să le scot. Și din cauza că mi-a spus un băiat cu un alt Lexus din Sibiu. Că dacă nu știam cum se scot sistemele, pentru primele 3 luni credeam că nu pot să-i scot sistemele la mașina asta. E distractivă. E fan. Controlabilă. E foarte lineară mașina. Da. E super, super previzibilă. Nu că n-am băgat-o în șans, dar e super previzibilă. Măcar odată se întâmplă la oricine asta. Da. Păi, alaltări, coboram din Pălti, am fost la schi și vreau să zic că nu puteam să mă abțin să nu... Da, înțeleg. Știi? Și am mai frecat marginea, am mai... Bine, surprinzător, nu are complet nimic. Dat fiind faptului că sunt și forjate jantele, nu mi-am făcut griji că le îndoi. Mi-ai zis că vrei să le schimb? Avusesem o discuție atunci la film. Da. Bine, nu știu încă, să vedem. Aș vrea niște work-uri, numai că sunt super scumpe și durează mult până mi-ajung. Cred că spre undeva pe la 6.000, de la 4 în sus, dacă-s noi. Și stau vreo câteva luni bune să mi-ajungă din Japonia. Bine, cred că și astea de pe mașină sunt vreo 3-4.000, nu? Da, pe acolo. N-am văzut pe nimeni să vândă, dar pe acolo. Uite și Supra nou, îmi place. L-am văzut în persoană. Nu m-a dat pe spate, dar mi se pare o mașină foarte, foarte faină de condus. Mie mi s-a părut mai tare pe real decât în poze. Bine, am văzut una fără spoilerul la mare spate. Eu am văzut-o cu spoiler, da. Nu, eu am văzut-o în reprezentanță la Lexus. Și apoi, da. Deci, avem zăpadă destul de mare pe drum și văd că fără probleme. Bine, intră DSC-ul, cum se numește la Lexus? Intră în continuare sistemul. Dar urcă, nu avem nicio problemă să zici că rămâne, că patinează. Bine, patinează. La prima dată când am prins zăpadă în Pălti cu ea, am făcut, nu știu dacă ai văzut pe pagina, am un reel. E singurul reel pind. Efectiv urcam complet de alatul. Cred că l-am văzut, da. Așa am urcat-o Păltiu. E super distractivă și merge. Am fost surprins de cât de bine merge pe zăpadă. Mi-era chiar frică să-mi iau tracțiune spate înainte. Chiar mă gândeam că, bă, nu o să pot să mai ies dacă plouă sau dacă e zăpadă. Cum nu te-ai mai putea despărți, nu? Da, nu mai vreau. Mi-am luat încă o mașină tracțiune spate. Bine, înainte am avut un
GLE 43 AMG în 2016 și se auzea super bine. 3000 benzină biturbo. Exact. 400, nu? Sau cât? 362, dacă nu mă înșel. A, 400 cu soft, dacă îi faci, da. Da, nu, ăla nou are 390 un pic. Mersesem cu un C43 și reținusem eu 400 de cai, dar avea soft. Da, nu. Da, nu mergea de 360 și... Păi îți dai seama și mașina mă... Treabă. Era barca mașina pe stradă. În sensul, aveai impresia că te răstori dacă mergeai un pic mai tare. Dar se auzea super bine și cutia era excepțională. Băi, la Mercedes e foarte tare cutia. Da, bine, fiind și AMG, că uite, pe alu taică-mi eu nu o să mă lau cu cutia. E tot 7 G-tronic, nu? A, nu știu ce are, îi... Sau e cea mai nouă, nu cred că e nouă G-tronic. Mașina e un 2020. 2020 ar putea să fie. Da, e un S 2020, nu știu ce are. Da. Da, bine, na, e un S, e de confort, nu e neapărat o mașină de dat. Ca opțiuni. A, e Toyota, nu știu cu ce opțiuni vine oricum Lexus. Da, nu, e Toyota, nu există, are, nu, ori are tot, ori deci, n-are nimic. Am înțeles. Da, are pachetul Performance, ce conține plafon carbon, LSD pe spate, ce mai are? A, deci avem LSD pe spate. Da. De-aia se dă așa. Da, de-aia se dă așa frumos. Ce mai avem? Știi că dacă noi avea LSD, nu ai ști când rupe aderența, știi, te-ar arunca urât. Da, nu, e super liniar din toate punctele de vedere. Cred că sistemul de la... Nu văd nicio inscripție pe nicăieri. Fix în spate, pe subwoofer, scrie și aici jos scrie Mark Levinson. Da. Nu am auzit de sistemul ăsta, sincer să fiu. O să-ți arăt după, mi se pare cel mai bun pe care l-am auzit până acum. Și pe GLE aveam Bang & Olufsen pe să-i... Bang? Da. Sincer să fiu, nu știam că s-a pus Bang pe Mercedes. S-a pus. Și era foarte bun. Aveam... cine mai avem mașina aia? Sună 3D, nu mai știu cum se numea la ei, la Bang & Olufsen. În fine... Ce mi se pare că se aude foarte bine, Bang & Olufsen de pe Audi. Iar mi se mai pare că... Eu am avut Bang & Olufsen pe seria 6 și mi se pare genial. La fel, Burmester mi se pare foarte tare. Nu sunt fan. Nu sunt fan, că se aude foarte bine. Dar e foarte mult eco și e foarte, na, nu știu, nu e atât de clar. Deci toată partea asta, nu știu, imitație de carbon, ceva de genul mi se pare aici. Luminat. Da. Un ambiental foarte tare aici. E un ambiental foarte subtil. Mașina nu are ambiental puternic. Bine, acum nu i-a prins, eu rețin de data trecută cum arăta mașina. Da. Nu, chiar nu se vede ambientalul tare, nu te deranjează. Nu te deranjează, e super subtil. Mă bucur din nou că e așa. Nu ai reglaje, nu? Să... La ce? Nu, doar alb și atât. E acoperită de sticlă de la da, se vede. Gura de ventilație de jos până aici. Și e un design care se regăsește și în faruri. Sunt L-uri, dacă te uiți bine. A, chiar? Da, sunt L-uri. Da, nu mi-am dat seama. Mi se pare că sunt un fel de carbon. No, e super. Peste tot sunt numai L-uri, dacă stai să te uiți. A, chiar, uite, și liniile de la... Da. De la bord sunt în formă de L. Bine, nu, designul din mașina asta m-a dat pe spate. Pe ideea McLaren. Oricum, nici ușile nu sunt simetrice. Pe principiu, tu ai mânere. Da, am văzut. Eu n-am mânere. Da. Ai un spațiu pentru telefon, cred, nu? Care nu, da, e un mâner, doar că, na, având... Stai că nu văzusem având ce telefon flip-ul, ai. Ăla am aici, înainte, când aveam un telefon normal, aveam aici un magnet da. Și îl țineam, dar, na. Mi se păruse foarte adânc spațiul ăla pentru mâneri și de-aia. Da, nu. Da, piele, absolut peste tot, piele de calitate, adică se simte într-un fel când atingi. Da. Avem un touchpad pentru infotainment. Toată lumea îl urăște pentru motivul altul. Îl folosești? Altul, da, sunt obișnuit cu el. M-am învățat, au fost nașpa primele două zile. Toată lumea review-uri spune că e groaznic, dar nu e atât de rău.
Adică te obișnuiești. Dar ce faci cu el în afară de a scrie? Deci poți să umbli exact și asta. Exact așa, așa controlezi mașina. Deci nu ai rotiță, nu prin rotița asta? Asta e volumul. Am înțeles, ce tare. Da, așa. Da, poți să controlezi și navigația, da. Bine, nu știu cine mai folosește navigația, dar... Uite, asta e un lucru care mi-e ciudă că nu-l are, este Android Auto și Apple CarPlay. Nu-l are pentru că e cu o generație mai veche, deși nu e diferență între ani, sunt mici ajustări. Și ar fi prin cablu sau prin wireless? Cred că 2019 are cablu, dar sunt șanse foarte mari ca de prin 2021-2020 să fie wireless. N-am, sincer nu știu, că n-am mai fost în alte mașini de astea, că nu. Am mai fost prima dată când am descoperit mașina asta, fost anul trecut, prin primăvară. Am o obsesie cu stopurile albe, îmi plac foarte mult stopurile albe. Și mă uitam așa random pe net și văd eu niște stopuri, așa, tip oglindă, ca Infinity Mirror-ul. Am înțeles. Na, și văd eu, mă uit, nu știu ce. Da, o să văd ce mașină e și văd mașina asta. Nu te mint, în următoarea zi am mers până la Târgu Mureș să văd un LC500H, singurul din România de vânzare de atunci. Na, și am rămas super surprins de mașina, respectiv de interiorul ăsta vișiniu. Mai are și un interior crem, care părerea mea e groaznic. Mai are un negru. Nu, e altceva vișiniu ăsta, arată foarte bine. Da, și după aia mai sunt edițiile speciale, mai are tot felul, mai nou, de prin 2020 și e și exact același interior, doar că cu un maro. Da, nu se mai simte acum. La câte zăpadă e nou și cred că ne și întoarcem aici. Da. Că de aici încep să fie speed bumper. Oricum foarte multă zăpadă. Da, Sibiu. Da, nu fac față oamenii. Deci avem un ceas. Da, avem și ceas. Avem și de asta pentru CD. Ceea ce, na, da, în ziua de azi rar mai mașină nouă. Schimbătorul la fel mi se pare interesant. Așa micuț. Da, am o problemă. Cum tot conduc, mai tot ies cu pisica acum și mai vreo două zile numai cu ea. Când vin în Lexus, mă apuc și fac așa. Da, mai ales a doua, vreau să-i dau și da, mă trezesc că... Bine, e drive din fericire a doua. Nu rupem nimic. Maxim, lăsăm numărul aici. E pe magneți? Da, se mișcă ceasul. Nu cred. Ba, da. Ce tare! Da. Ceva... Da. Bine, la toate Lexus-urile se mișcă ceasul. Dar mai e vreo mașină care face asta? Da. Tot line-up-ul de Lexus. Păi de nu, prin... în afară de Lexus. Nu, nu, și e destul de nice. De-aia și povesteam cu cineva. Mă îndoiesc că o să fac un ecran digital și să lase chestia asta cu mișcatul. Da, e ceva al lor, foarte tare. Plafon Alcantara, bineînțeles. Bine, da. Alcantara pe plafon, Alcantara pe uși. Elemente cromate peste tot. Nu e chiar crom. Văd că e un fel de e cromat. E un gri închis. Acum e înfoliată pe exterior și am făcut și grila. Are și crom și are și griul ăsta. E super. Griul ăsta e frumos, da. Da, eu nu sunt fan crom, dar ăsta chiar arată foarte bine. Da, e altceva. Da. Nici eu nu sunt fan crom. Ăla a fost primul pe care am vrut să-l fac, Chrome Delete. Și eu zic că ești ok. Ca spațiu... Spațiu mic în spate. Da. Nu, în cap pe... În cap două persoane, dar stau puțin chinuite. Știi ce, în cap mai bine bagaje. Am văzut că ai un portbagaj foarte mic. Da, n-am loc de... Nu prea am loc. O valiză de aia mare, încape cu greu. Și încape una singură și pe aia nu mai prea ai ce să pui în portbagaj. Cum te descurci cu scaunele astea? E un pic nașpa că, na, se fac cute pe ele. Mai ales pe scaunul din dreapta, cum e destul de greu să te așezi în ea. Bine, te cobori în ea, na. Mai ales pe vremea asta te pui într-o parte, fiindcă te scuturi pe picioare.
da, nici vara nu e mai ok. Mai ales că nu prea are grijă lumea în general. Deci ți-am zis, pragurile alea de carbon necesita un PPF direct. Am vrut să-i pun, doar că era deja zgâriat. Ăla. Nu, și zici că nu iese la poliș ceva? Am ies să nu iasă. O să-i dea Luciu după aia la carbon. Pentru că, na, în față e maci, în spate e lucios. Pe ăla lucios am pus PPF. Ah. Da, na. Și PPF-ul e ia din culoare. Cea mai simplă modalitate de a întoarce mașina. Sistemele. Am fost complet off acum. Nu. Nu? Nu. A plecat foarte... Ca să-i scot sistemele, trebuie să-i o pun neapărat în parc. De-aia n-am știut eu să-i scot sistemele. Că trebuia să fie în parc. Ia uite, Alcantara și deasupra volanului. Da. E DAP display ai? Da, dar nu-l folosesc. Te deranjează uneori? Nu, nu-mi place. A, nu-ți place? Nu. E ciudat, nu știu. Nu, n-am fost învățat cu heads-up display și... L-am pornit. Uite, acum l-avem oprit, acum l-am pornit. Doar că e dat foarte, foarte încet. Da, da, da. Că, da, e deranjant și nu mă ajută. Nu, i-am luat niciodată scop. Bun, hai să vedem pe partea de exterior. Avem un colant. Da, și în rest e stoc. Da? E stoc? Da, e stoc. Trebuie să-i pun distanțiere neapărat. Nici n-am fost atent la roți. Oricum sunt pline de zăpadă acum. Da, acum nu se vede. E stoc, doar folia. Ea este neagră la bază, nu? Da, e neagră. E un negru perlat super frumos. Bine, da, japonezii de obicei au vopsele foarte frumoase. Și oricum, de fabrică, cred că sunt 3 nuanțe de negru, vreo 4 nuanțe de gri și vreo 2 nuanțe de maro. Și după aia culorile este mai turbate, gen galben. Sigur ai văzut, da, supra, nu? Galbenă. Nu, da, nu, LC, galben. Am văzut LC galben, da. Primul în video-ul lui Dorian. Îi unu, de la o melodie. Păi, nu probabil este aceeași mașină pe care am văzut-o și eu, nu știu, tot galben a fost. Da, știi cine mai are? Uite că mi-am amintit. Cum îl cheamă? Cătălin Botezatu, are unul maro. Da, nu știam. Da. Și mai este varianta pe care o știam și eu, adică nu știam până recent de H. Este varianta LC500, care este V8, 5 litri, nu? Da. Cât cai 400? 470? Nu vreau să vorbesc prostii. Oricum, acolo. Pentru un motor de 5 litri sunt puținei. Băi, stai să nu... da, păi e aspirată. A, da? Da, nu știam. Ambele asta. Sunt, și asta e aspirată. Și asta e 3.5 aspirată. Câți cai avem? 359. Cât de clișeic sună, în Germania chiar numai bătrânei le conduc. Efectiv, doar... Și asta a fost, eu sunt al doilea proprietar. Primul proprietar, nu știu cine era, doar că știu că era pe leasing mașina și era destul de în vârstă, din câte simt, de gen prea un 50-40. Cât costă mașina, preț de listă? Preț de listă? Da. 109.000. E ceva? Da, cu pachetul performance. Fără pachetul performance, cred că e cu 10.000 mai fi, sau 9.000. La prețul ăsta ai multe variante. La 100.000, spune-mi, da, cupe mai fain. Am fost în aceeași situație. Da. 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 În... Bun, stai, preț de listă. Dacă mă întrebi pe mine, în 4, nou. Nu, da, e în 4. E... Da, sure. Și mie îmi place în 4. Dar bine, sunt mașini diferite. Da, sunt diferite. Dar... Grand Coupe, la banii ăștia, multă baftă să ții. Bine, depinde cât vrei să dai pe benzină. Eu n-am mai vrut să dau mult pe benzină după GLE, că băgam 800 de lei la 3 zile. Păi da, chiar dacă e un 3 litri, motor relativ micuț, un motor... Da, e biturbo. Da. Și mănâncă. Și fiind și mașina mare, îți dai seama, trăgea o caroserie grea. A avea 2 tone către 300. Da, genul. Mult. Da. De asta consuma. Câte kg crezi că are asta? Având în vedere că are mult carbon, nu știu, 1450? 1500? 1900. Nu cred. Ba da, 1900. Vai, de că deci n-ai zice.
Nu. Mai ales că mi-ai spus că are și plafonul de carbon. Da. Fiind hibridă, bănuiesc că are și bateriile. Da. Care îngreunează. Cum funcționează sistemul hibrid? Nu știu să spun exact. Deci, poți să mergi doar pe electric? Da, fii atent. Stai să vedem dacă avem baterie. Am un EV mode, am un buton de EV mode aici, care teoretic o bagă în EV. Acum am spune că e prea descărcată bateria, dar nu ți imagina că merg mai mult de 10 km. Nici atât nu cred că merg. Uite, acum nu o să mai auzi nimic. Nu mai auzi niciun motor. Bine, nu, că auzeai că mergeam încet, dar pe sport... A plecat mașina. O să țeră pe asfalt, normal. Așa, ziceam de alte opțiuni. Deci, avem LCU, seria 8U, de preferat măcar pachetem, în banii aia, în 90.000, și SQP-ul. Da, uite, și SQP-ul e o variantă. Bine, sau... o variantă care se încadrează în categoria ei. Da. În rest, nu mai prea sunt atât de multe variante. Deși, decât doar dacă, na, începi și-ți iei 4 și poți ții un GT, un GT MG, dacă nu mă înșel, se încadrează în prețul ăla? Nu cred că 63-ul. Nu. Nu, nu 63-ul. Dacă ai noroc, s-ar putea să-l găsești, se hașda greu, la 109.000. Da, uite, și second hand e surprinzător. În vară erau 70.000, acum azi 80, 80. Care? Astea? Da. Adică, na, au crescut super tare. Tu la ce preț ai prins-o? 70, în cap. Pentru interior vișiniu e destul de bine. Hibridele, nu. Astea normale sunt, cred că 40 și pe mobile. De astea sunt numai vreo 5. Ai zis că nu-ți mai simți picioare de acolo, nu? Mm. Da, nu poți să mergi. Mai ales dacă ești înalt și trebuie să ții scaunul în spate. O să-ți are niște poze amuzante. Mai am prieteni mai înalți. Și în cazul tău e la fel, fiindcă ești înalt și e lipit scaunul. Da, da, dar stai să vezi, că la mine mai are loc cineva în spate. Prietenul meu ca pe mânușă. Și, na, lumea sub 1.70 în general. Dar mai am, na, prieten de 2 metri. Și e așa de fani. Deci ei sunt efectiv cu genunchii așa, în dreapta. Și dați cât de în față ca să mai încapă cineva în spate. Cel mai mult, cei mai mari oameni pe care i-am băgat în mașină aveau, cred că amândoi, 1.85 și stăteau unul în spatele celuilalt. Na. Bine, și oamenii erau și un pic mai plinuți și era fun, dar na. Ai zice că nu iei lume, că ți iei mașină două ori, da, să nu mai iei lume, dar e, nu, da, nu, din păi, păcate n-a funcționat. La un moment dat tot ajuns să iei pe cineva. Da, nu, am zis următoarea, vreau două scaune, nu mai vreau două uși, că cu două uși nu funcționează. Și eu la fel vreau să ajung să am două scaune, nu îmi vreau. Da, nu, e nașpa, după aia o să se supere oameni, dar ce să fac, da, nu pot să... Uite, a fost o fază funny când am filmat cu unii 8 acum mult timp. Îmi dăduse omul cheia să filmez, mai venea un băiat care m-a ajutat și am vrut să mai iau pe cineva care să filmeze din spate. Și am zis, da, tu stai în spate. Ha. Și face proprietarul care în spate, că avem doar două locuri. Pur băgă. Dar mi se pare că e o variantă la i8 și cu locuri, nu? Da, cred. Că nu vreau să cred. Vorbesc prostii. Nu știu, vreau să-mi iau i8. Uite, i8 e competiție la mașina asta. Uite, da, am sărit-o. Și i8 e o mașină pe care mi-aș lua-o chiar dacă nu are puterea... Cai totul. Sau... Da. Da, nu, problema... Adică nu e wow, am condus și nu e wow ca putere. Dar e mișto ca senzație, ușile, e senzație mașina. Problema la... Uite, și e și rar i8-ul, avem unul singur, da, în Sibiu. Cel de la Gogoș. Dacă știi pe Beat. Mm. Are o gogoșerie. El are. În rest, nu, nu mai e nimeni. Nu cred că mai e nimeni. Oricum am fost surprins de ce mașini apar prin Sibiu ăsta. Avem toate minunile. Avem la mașini scumpe de... Și eu vreau să ajung la o colecție mai... Bine, uite, vreau să-mi iau mașini vechi. Vreau, acum mă uitam de o Toyota... Ori un Chaser, doar că sunt foarte greu de găsit. Vorbim doar import, că la noi nu găsim. Da, 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 da. Import Japonia. Și trebuie să văd cu ce se mănâncă. Dar, na, ori un Chaser, ori o Toyota Crown, de preferat cât mai bine întreținută, ori un Toyota Sentry.
dacă știi, nu știu, da, e o mașină prezidențială, e un competitor al Rolls-ului. Nici Crown nu știu, Crown știu doar Ford-ul ăla de poliție. Nu, Crown Vic-ul, nu, și Crown Vic-ul e o mașină foarte faină, Crown Victoria, dar nu. Toyota Crown e echivalentul unui Europa, nu a primit Toyota Crown, a primit LS400-le vechi, prima generație. Principal am tot două BMW-uri, dacă vorbim de mașini vechi. E24, seria 6 de vechi. E24? Da, uite, ăsta e. Ah, de la, cum se? Asta e, da. Damn, da. Nice. Și nu o mașină foarte veche, e M5 V10. V10, da. Da. Și când voi ajunge la momentul acela în care îmi voi lua un V10 M5, aș vrea să fie tot de pe America. Și acum nu vorbesc că vreau să fie de America. Așa? E mai fun. Da. Adică vreau ia ceva, ia adică ceva. O să zic că lumea că conduc în șanț. Bun, dar e JDM, JDM. Adică e de la mama lui, păi, chiar e JDM, dacă... astea nu-s JDM. Astea, na. Și în cazul meu îți dai seama că toată lumea o să zică că a fost lovit. Da. Dar acum și dacă e puțin atins, n-are nicio treabă, că oricum nu o să vând niciodată mașina aia. Da, uite, o să vând mașina asta și o să-mi iau tot o mașină de asta, tot un LC o să vreau. Adică nu o să vreau să mă scap de mașina asta vreodată, de modelul ăsta. Acum că o să iau altă mașină, probabil un V8, cândva, aia e altceva. Vreau să iau ceva de serie un pic mai limitată, chiar dacă sună absurd să zici de serie mai limitată la o mașină care în Europa... În Europa au fost produse 200, nu, vreo 300, 400 de mașini de... Cata. Da. În, din 2019 până în 2022. Posibil să greșesc, na, nu bag mâna în foc, dar ceva de genul. Sunt puține. Nu lasă sistemele. Bine, și de a lăsa-o acolo iar e un șans super mare și... Da, e periculos pe vremea asta, mai ales când... Păi de cineva a intrat acolo? În fine, da, e o vreme destul de periculoasă. Distractivă în același timp, dacă și periculoasă. Da, bă, dacă mi se pare foarte fun. Bine, da, știi, e o bară. Mult sau puțin? Foarte mult. 3000 de euro? Mai mult? Și mai de bară. 3000 de euro. Nu cred. E super. 6000 de euro o bară. Pe acolo. Dacă n-a, le iei de la ei, de la Lexus. Bănuiesc că e și din cauza modelului, fiindcă este ceva mai. Da, 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 da. Da. Ai nu stai mult. Bănuiesc, nu? Da. Da, nu stai mult după piese. Cum ar, din nou, când mi-am cumpărat orbea, oh, dar nu-ți lua că stai mult după piese, că nu știu ce. Nu. Nu stai mult după piese. Dar na. Sunt super scumpe. Acolo n-am ce să zic. Bine, uite, și la gele. Imaginează-ți. Eu am cumpărat mașina asta în august și GL-ul l-am pus la vânzare mai devreme, un pic de august. Cred că am colo înainte. L-am vândut săptămâna trecută. Ai stat ceva? Ha, da, am stat foarte mult. Și, na, da, nu se. Nimeni nu cumpără. Imaginează-ți. Era un 43 full. Tot ce nu avea, deci două lucruri lipseau. Heads-up-ul, care era oribil în generația, că era efectiv o bucată de plastic, unde vedeai heads-up-ul, nu era pe... A, da? Nu era proiectat? Pe nu, 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 era o bucată de plastic care ieșea, deci așa, era groaznică. Și nu avea răcirea în scaune, pentru că avea scaunele sport. E aici o casă. Gheața... Genială. Vă știi? Da, suntem prieteni. A, da? Merge mai târziu cu ATV-ul cu ei. E genială casa asta. E, da, sunt niște prieteni. Acum și ea și el carnetul, Mario îl cheamă pe băiatul mai mare. Și ea și el acum carnetul și sunt foarte curios ce mașină o să-și ia. Cu modificări, de ce ai vrea să-i faci pe viitor? Un white body. Ok. O evacuare, că na, nu poți fără evacuare. Bine, dacă ai V8-ul nu-i mai trebuie nicio evacuare. Bănuiesc că aveți o evacuare de fabrică care sună bine. Se aude incredibil. Fiind și aspirat. Da. Se aude super, super bine. Da, și vopsea o dată și o dată. Bine, în momentul în care îi fac white body automat și automat vopsesc. Automat e vopsită, da. Da. Pentru că oricum nu știu dacă găsesc pe cineva în România să mai facă ce
să mai ajungă la calitate de vopsea originală. Și aș vrea o verde. Nu știu. Este un E38 sau E39, un negru cu sau un vișiniu cu o perlă super frumoasă. Bun, cam atât și cu acest clip. Am înghețat din nou, dar nu este nicio problemă. A ieșit un clip super, super tare. Încă îngheață pe mine? E ok, e ok. Am tras niște cadre super, super tari. Cu o mașină super, super tare și specială. Mulțumesc. Îți mulțumesc foarte mult pentru experiență. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Cam atât cu acest clip. Nu uitați să folosiți primul link din descrierea acestui clip alături de codul ABR pentru a beneficia de 20% reducere la raportul car vertical. Până una alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Nu uitați să dați și lui Robert un follow pe Instagram. Aveți ambele profile atât pe ecran cât și în descriere. Noi ne vedem data viitoare. Ciao.